Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Un punct de prim ajutor a fost organizat la Spitalul de Urgență din Petroșani pentru persoanele afectate de căldură. După perioada de preaviz a disponibilizațiilor de la Complexul Energetic Hunedoara, urmează înființarea noului complex energetic Valea Jiului. Și astăzi sute de oameni au venit în straja la Nedeea Sânzienelor. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. După ce meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în municipiul Petroșani, administrația publică locală a pus în aplicare un plan de măsuri pentru diminuarea efectelor caniculei. Un punct de prim ajutor a fost organizat la Spitalul de Urgență din Petroșani pentru persoanele afectate de căldură. Vremea va fi extrem de caldă în zilele următoare, cu disconfort termic accentuat, iar temperaturile vor ajunge în acest interval de timp până la 37 de grade Celsius. Astfel, în municipiul Petroșani au fost stabilite mai multe puncte de distribuire a apei potabile, precum și un punct de acordare a primului ajutor. Dosatoare cu apă potabilă se găsesc la piața centrală din Petroșani, la sediul Serviciului de Taxe și Impozite al municipiului Petroșani, la Clubul Pensionarilor și la Policlinica Spitalului de Urgență din Petroșani. Dacă va fi nevoie, aceste puncte de distribuire a apei potabile vor fi suplimentate. Având în vedere alerta de cod portocaliu la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Petroșani, a fost organizat un punct de acordare a primului ajutor pentru persoanele afectate de căldură. Înființarea noului complex energetic Valea Jiului va fi posibilă după ce trece perioada de preaviz a disponibilizațiilor CEH. Deși sunt foarte mulți oameni care vor pleca cu ordonanță, administratorul special al complexului a precizat faptul că va rămâne suficient personal care să asigure continuarea activității la cele patru mine, Societatea Preserv și Termocentrala Paroșeni. După încheierea perioadei de disponibilizare, deci oamenii care vor intra în disponibilizare vor avea o perioadă de 20 de zile de preaviz. După încheierea acestei perioade, asta se va întâmpla undeva la finalul lunii iulie, după încheierea acestei perioade, mai avem un singur pas de făcut, înființarea noului complex energetic, pe care vom și face în perioada imediat următoare. Suntem odată terminat programul de disponibilizare, cei 2700 de oameni care vor rămâne în continuare angajați la viitoarea societate, vorbim de oamenii de la cele patru mine și termocentrala Paroșev și sucursala Preserv, vor forma noua societate. Nu pot să vă zic o dată exactă, dar va fi clar undeva după luna august, pentru că în iulie terminăm disponibilizările și ne mai rămâne, așa cum am zis, pasul următor, înființarea noii societăți. Sper să o avem undeva în august, septembrie și formată noua societate. Aproximativ 2700 de persoane vor mai rămâne în sistem după ordonanță. Imediat după perioada de disponibilizare se va face analiza personalului, astfel încât să fie împărțit în așa fel încât să se poată desfășura în continuare activitatea. Vom face și analiza personalului, vom și redistribui oameni acolo unde va fi nevoie, ne vom ocupa de toate astea după ce vom încheia perioada de disponibilizare. Ar trebui să fie personal suficient să ne putem desfășura activitatea în continuare. Noi am și făcut planul de lucru pe perioada următoare, mă refer perioada următoare, spun până în anul 2032, cu numărul de oameni de care avem nevoie, astfel încât să ne putem duce desfășura activitatea așa cum trebuie până la final de an 2032. Pe 24 iunie, creștinii ortodoxi prăznuiesc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Zeci de credincioși au venit astăzi în schitul din Straja pentru a se ruga și a asculta Sfânta Liturghie. În termeni populari, sărbătoarea se mai numește și Sânziene sau Drăgaica. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul se sărbătorește în postul Sfinților Petru și Pavel, astfel că pentru credincioșii care postesc astăzi este dezlegare la pește, ulei și vin. Este o mare sărbătoare de vară, în care îl pomenim pe Sfântul Ioan Botezătorul, nașterea lui mai exact. Sfântul Ioan Botezătorul, în decursul unui an întreg, are mai multe zile de pomenire, încă din ianuarie, de Sfântul Ioan, imediat a doua zi după botează. Și astăzi este un prilej de mare bucurie, sărbătoarea de astăzi, pentru că aduce aminte de nașterea unui prunc sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul, în cazul acesta. Și se ține în fiecare an cu dată fixă, întotdeauna este 24 iunie această sărbătoare. Mulți credincioși care au venit
în Ia popular, în portul popular, pentru că s-a obișnuit de ceva timp să se reactualizeze o tradiție veche aici, cu întâlnirea mămârlarilor, întâlnirea celor care iubesc portul popular, și e ca un fel de nedeie astăzi în straj. Sute de oameni au venit astăzi în straja la Nedeea Sânzienelor. Sărbătoarea a început cu slujba religioasă oficiată la schitul din straja, unde zeci de oameni ai locului și nu numai au venit în straie populare. Evenimentul a continuat cu celebrul concurs de cai și s-a încheiat cu muzică, joc și voie bună. Stațiunea Straja a fost animată astăzi de sute de oameni care au venit pentru a se relaxa, a se bucura de vremea bună, de muzică și de natură. Sărbătoarea de Sânziene a început de dimineață, unde credincioșii s-au adunat la schitul din Straja pentru a participa la Sfânta Liturghie, iar mai apoi au urcat sus la cruce pentru a vedea cine a câștigat concursul de cai. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu, care vii în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău și acesta e scump sângele tău, căci așa ai zis tu, Doamne, să facem într-o pomenirea ta. Deci mă rog, se miluiește-mă și iartă-mi păcatele, cei de voi, cei fără de voi, cei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, cei cu știință și cu neștiință, și mă vrâncește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale, tale, Doamne, spre iertarea păcatelor mele și spre viață de veci. Amin. Cine-i tare ce de taină, Fiul Dumnezeu astăzi părtași mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, în sirutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mă trisind mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Nu spre judecată sau sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu prea curatele tale, tale, Doamne, și spre tămădrea trupului și a sufletului. Amin. Organizatorii au pregătit pentru această nedeie și un program folcloric cu interpreți de renume. După un an de stat în casă și de pandemie, oamenii au simțit nevoia de distracție și astfel au încins opincile în numeroase hore. Pentru că în 24 iunie în România este sărbătorită și Ziua Națională a Iei, mulți oameni ai locului și nu numai au îmbrăcat portul popular românesc sau cel puțin o ie românească. Mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru această zi frumoasă și Sfântului Ioan, că de fapt azi e nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sunt foarte bucuros pentru că oamenii au înțeles și au venit, ați văzut, îmbrăcați în straie naționale și în românesc, cum le zicem, și bineînțeles în ia românească. Este un lucru bun, mai ales că și multe barabe s-au îmbrăcat în aceste straie și asta este un lucru bun pentru noi, că cei care vin aici respectă tradițiile și uitați că au nevoie de distracție după pandemia asta, chiar omul simte nevoia să se elibereze și de ce nu să facă și o horă și sperăm să fie o zi frumoasă. Zeci de tineri s-au întrecut astăzi la tradiționalul concurs de cai. Primul care a ajuns a fost concurentul cu numărul 152, Solomon Flavius. Toți participanții la concurs au fost premiați. Toți vor fi recompensați pentru că toți sunt niște câștigători care au ajuns la sosire și nu e ușor și pe căldura asta, mai ales cailor, dar bineînțeles vor fi trei premii mari pentru primii trei și nu știm care sunt, dar jurul va stabili.
particip în fiecare an la această nedeie. Anul... Chiar în fiecare an. Anul trecut nu s-a ținut cu pandemia, cred că nu au avut bani la buget. De-aia nu s-a ținut. Anul ăsta văd că a reușit cumva. Ești fericit cu câștigătorul? Da, cum? Sunt bucuros și sunt mândru de el. Anul acesta ești pe locul 2, ai mai câștigat și în cursele de anii trecuți? Am mai fost. Locul 4, depinde acum, de cal. Cum e calul? Da, da, în fiecare an am participat, în afară de anul trecut, pentru că nu s-a ținut din cauza pandemiei. Și ai mai câștigat până acum? Nu am mai câștigat. Am participat în fiecare an, dar... Da, anul ăsta a fost cu noroc. Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lupeni împreună cu SC Comeximer SRL Lupeni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!